Puțin peste ora 18, câteva mii de persoane s-au strâns în piața Universității, locul unde bucureștenii obișnuiesc să-și strige nemulțumirile de fiecare dată când autoritățile nu-și fac treaba. Vrem să facem ceva, lucrurile nu trebuie pur și simplu să treacă și cu altă ocazie alți oameni să moară. După tragedia de la Clubul Colectiv, oamenii au cerut atât demisia primarului sectorului 4 Cristian Popescu Piedone, cât și a ministrului de interne Gabriel Oprea și a premierului Victor Ponta. Sunt revoltată și șocată de ceea ce s-a întâmplat. Primarul sectorului 4 este acoperit de avize. L-am văzut pe domnul Oprea cum se cățăra în fața camerelor de luat vederi în seara accidentului. Nu mai acceptăm să fim pur și simplu o generație de sacrificiu. Și lupt pentru o dreptate, lupt pentru că vrem normalitate în țara asta. Îndurerați și revoltați, peste 15.000 de cetățeni au ajuns după orele 20 în piața Victoriei. Apoi protestatarii au plecat în marș spre sediul Ministerului de Interne. De acolo protestatarii au trecut prin piața Constituției. Iar în cele din urmă au ajuns la primăria sectorului 4, unde au cerut demisia primarului Cristian Popescu Piedone. Oamenii amenință că vor continua să iasă în stradă până când cei responsabili vor fi trași la răspundere, iar premierul, ministrul de interne și edilul sectorului 4 vor demisiona.